Salut! Astăzi filmăm un nou vlog în care nu cred că există o legătură anume între locul în care filmăm și anume o bucătărie destul de random și ce o să vorbesc aici. Vreau să vorbesc despre cum e privită munca în România în 2019 de către tineri. Da? Pentru că știu că sunt mulți care mă urmăresc între 15 și 24 și așa că am simțit nevoia să-mi dau cu părerea. După cum știți, eu am făcut mai multe clipuri de promovare în care promovam diferite branduri sau să mergi să te angajezi la o anumită companie, fie că e o firmă de IT, fie că e un supermarket, fie că e o șaormerie. Și vreau să vă spun că am simțit o cantitate de hate mai mare la clipurile astea decât în mod normal. Foarte multe persoane care cumva se comportau cu mine ca și cum mi-aș fi îndemnat pe copii să meargă să se bată sau ceva, nu să se angajeze. Am dat prins la un comentariu pe care vreau să-l citesc. Dacă tu vei munci și vei fi harnic și faci curat și mulțumești clienții, patronul își va mai lua încă un Ferrari și încă unul, da? Deci cam pe direcția asta majoritatea comentariilor de hate care îmi spun că bă, dar păi îl ridic pe altul, eu sunt fraier, iau țeapă și încercam să dau seama care ar fi concluzia. Cred că există chestia aia care am mai menționat-o și anume, și anume ciuda la român, da? Bă, să nu-i fac să-i fie bine la alalalt, da? Dacă la face bani și o rămân de fraier. Și cred că din cauza că noi nu credem în relație de win-win situation, adică nu credem că într-o colaborare poate să fie bine și la colegul nostru și nouă. Da? Și cred că trebuie să vă gândiți, credeți în colaborări de win-win sau nu? Eu chiar cred în teoria că dacă mai mulți oameni se adună la un loc, pot să facă lucruri mai tare decât ar fi făcut fiecare separat. Și doi la mână mi-am dat seama din comentariile astea despre ideea de statut, care e foarte importantă la noi românii. Și anume, cum ești perceput în societate? Bine, mă, eu sunt fraier, eu îl servesc pe ăla, eu servesc clientul, eu sunt la sclavul lor. Pentru că credem de multe ori în relații de genul boier, șmecher, șef și slugă. Ăsta e sluga, trebuie să mă ajute, eu sunt boierul, pot să fac ce vreau. Adică cum să servești un client? Vreau să vă spun că în fiecare job în care ai lucra, o să servești clienții, da? Și în ceea ce facem noi, servim clienții. Fie că sunteți voi care ne urmăriți și pentru care trebuie să facem clipuri cât mai bune, fie că sunt cei care ne plătesc ca să realizăm niște clipuri și să punem produsul sau brandul lor în clip. Și cred că e o parte faină a meseriei să mulțumești un client, da? Să vezi satisfacția în ochii lui când îi faci un bine. Fie că îi aduci o stare fizică, psihică, mentală mai bună, fie că îi aduci un tiramisu pe masă ca desert, fie că îi tunzi iarba, fie că instalezi Windows. Da? Cât de aiure ar fi să faci toate chestiile astea pentru niște roboți care nu ar aprecia. Dar știi ce vă gândiți? Vă gândiți că, da mă, dar cine zâmbește? Cine apreciază chestiile astea? Că majoritatea sunt ciufuți și nici măcar nu apreciază că am făcut chestia aia. Păi gândește la următoarea chestie. Deci tu faci un serviciu pentru un client și dacă ăla zâmbește, ești bine dispus. Și dacă ăla nu zâmbește, tu ești prost dispus. Să ajungă starea ta să depindă de felul în care se comportă el, mi se pare total aiurea. Și vreau să spun că am avut revelația asta într-o zi când mergeam la birou, eram cu mașină, în grabă, și în fața mea o mașină, ba la stânga, ba la dreapta, la un moment dat marșalier, avarii, claxonam și eram nervos și vreau să mă cer. Și la un moment dat mi-am dat seama că pe mașină, acolo pe spate, era lipit o chestie de aia cu persoană cu handicap. Da? Și în momentul respectiv am zis, a, ok, și mă liniștit pur și simplu. Și eu am zis, bă, atât de ușor a fost să mă liniștesc de la, bă, ce mă disper la, ai, ok? Păi înseamnă că aș putea lua chestia asta să o pun în viața mea de fiecare dată. Și așa mi-am și propus pentru o perioadă. Care ideea? Față că mă trezesc dimineața, eu sunt bine dispus, îs alert, da? Îs pe pozitiv, până în momentul în care mă întâlnesc cu o persoană care cumva îmi strică starea. Și atunci am făcut o următoare înțelegere. Cu primele 5 persoane cu care mă întâlnesc pe parcursul zilei care vor să-mi strice starea, eu am datoria să găsesc o scuză pentru ei, orice mi-ar face. Deci dacă cineva vine acum și zice, bă, mă înjură și pa mă scuipă, eu zic, cel mai probabil la bărbatul ăsta i-a dat liber femeia și-o pierdut casa și dacă nu m-ar fi scuipat, nu m-ar fi înjurat, probabil se sinucidea. Așa că eu am făcut un bine. Și pot să vă spun că de când am început chestia asta, niciodată n-am avut mai mult de 5 persoane care să vreie să mă enerveze. Și atunci am o zi perfectă. Am o zi bună în care cineva nu-mi strică starea. Și acum, în legătură cu chestia asta de angajare, mi se pare că sunt prea mulți oameni care au o combinație și prea puțin care muncesc. Toată lumea are câte o combinație. Și dacă ar fi să dau un sfat, mai ales pentru cei tineri între 15 și 24, cred că un summer job mi se pare cel mai tare lucru posibil. Să te duci, să muncești, să experimentezi, să greșești și să-ți faci experiențe. Pentru că experiența nu neapărat e dată de vârsta unei persoane, ci câte activități are la activ, da? Câte joburi a avut, câte relații a avut, câte firme a avut, câte eșecuri a avut, câte negocieri a avut. Chestia asta mi se pare mult mai importantă decât să stai să acumulezi informații, să stai deoparte și să bagi de vină. Și mi se pare că e mult mai valoros o persoană care
e empatic, care are inițiativă, care știe să vorbească cu oameni, decât unul care poate știe capitala Mongoliei sau care știe formula pe oxigenate. Și de-aia cred că e foarte important să începeți și să vă dezvoltați calitățile astea prin orice job ați găsi. Tinerii de obicei amână momentul de a se angaja. Mă angajez la 18 ani? Bă, nu, că te putea angaja absolut orice la 18 ani, n-ai nicio pretenție, dar sau un pic de studii. La 22 de ani după ce ai o facultate, deja ai niște pretenții mai ridicate. Acum nu mă pot angaja orice, trebuie să fiu cineva, trebuie să am un job ca lumea. Și zici, bă, nu găsesc, hai că iau un master și la 23 de ani mă găsesc ceva mai șmecher. Și pretențele tale tot cresc, dar angajatorul nu are cum să-ți ofere ceva și mai bun, și mai bun, și mai bun, pentru că tu nu ai experiență. Și experiența e foarte importantă. Așa că în momentul în care începi să te angajezi, tot timpul o să începi de la entry level, indiferent de meserie, indiferent că tu ești zidar sau avocat. O să încep de jos. Asta e regula. Și e importantă chestia asta pentru că e ca un joc pe calculator în care trebuie să parcurgi toate nivelele. 1, 2, 3, 4. Nu ai cum să... Nu există cheat-uri, da? Să trișezi, să ajungi mai repede sus. Și eu cred că e important să parcurgi toate nivelele pentru că, să zicem că în viitor să ajungi un CEO, un director, ca să o managereze 100 de oameni, 100 de angajați. Altfel e momentul în care ai fost și tu în rândul angajaților și vezi cu ce provocări se bat ei, ce perspectivă au ei, cum comunică cu șeful și automat știi cum să pui problema. De exemplu, asociatul meu, Cristi, când a venit în proiectul ăsta, înainte era producător general la o televiziune. Dar până să ajungă producător general la televiziunea respectivă, a fost reporter, cameraman, sunetist, moderator, om care duce cafeaua la șef, a fost de toate și automat i-a fost mai ușor să fie producător general, să vadă ce se întâmplă într-o întreagă televiziune. Acum, așa cum v-am spus, mi se pare foarte cool să mergi, să iei un summer job pentru că ai foarte mult de câștigat. Toată chestia asta e o campanie împreună cu cei de la Sprite care au scos un spray nou, spray cu gust de lămâie, lămâie verde și mentă și era înfrânător. Mircea, hai să facem un clip împreună prin care să le dăm cumva putere tinerilor care vor să se angajeze, care au inițiativă și care cel mai probabil o să aibă hate din partea prietenilor care stau deoparte și nu se angajează. Deci în momentul în care tu o să te angajezi, fii pregătit să existe hate din partea unor prieteni. O să observ că de obicei sunt prietenii care nu se angajează și ei preferă să bage hate pentru că dacă ar accepta ca ceva ok jobul, ar trebui să se angajeze și ei. Și poate nu au curajul acesta. Așa că fii pregătit în momentul în care te angajezi la hate din partea prietenilor apropiați. Nu e neapărat o idee că sunt oameni răi sau oameni buni. Și în momentul în care am început proiectul Mircea Bravo, au fost mai puțin prieteni care m-au susținut și au crezut în chestia asta. Asta e cursul firesc al lucrurilor, dar trebuie să te gândești că asta o faci pentru tine pentru că tu îți dezvolți experiența ta de viață și acumulezi cât mai multe referințe pentru a fi o persoană cât mai deșteaptă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până acum. Vă rog frumos, dacă vă place, dați un subscribe pe canalul de YouTube. Vă rog frumos să mă scuzați că am aparatul ăsta dentar în gură, dar acum mă duc la lecții de dicție și încep să fiu din ce în ce mai bun și până data viitoare vă pup!